Noi studii făcute de oameni de știință din Statele Unite arată că lumea se confruntă cu o nouă mare problemă. Sarea de mare din mai multe regiuni este contaminată cu plastic. Îngrijorător este faptul că la nivelul Europei Marea Neagră e cea mai poluată. Poluarea a devenit generalizată și se vorbește că e un punct între Oceanele Pacific și Indian unde se construiește un nou continent din plastic. Iar dacă vreți, un studiu din mai privind calitatea apei Mării Negre arată că e cea mai poluată a Europei, unde poluarea cu plastic este de două ori superioară altor zone, spune profesorul universitar dr. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice din București. Cercetătorii americani au descoperit în America, Europa și China 12 feluri diferite de sare de mare cu microfibre de plastic, majoritatea particulelor provenind de la recipientele de unică folosință. Specialiștii avertizează că, dacă nu vor fi luate măsuri, până în 2050, oceanele vor conține mai mult plastic decât pești.